Mai pe scurt, o să vă vorbesc despre două evenimente petrecute recent. Că nu au nicio legătură între ele, dar de fapt legătura este așa de strânsă. Le-am putea numi pe ambele examene. Examenul de BAC, susținut de liceeni, și examenul susținut de judecători, care au candidat la cele trei posturi vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție. Săptămâna trecută am aflat atât rezultatele examenelor la BAC, cât și pe cele susținute de judecători. Când zicem că un licean a susținut bine examenul, atunci nu-i așa, când el ia note cât mai mari la toate materiile, ideal este când ia 10 pe linie, cum spunem. Atunci zicem că elevul este foarte bun, este foarte bine pregătit și poate aduce folos țării. Bun, cam la fel e cu judecătorii, sau ar trebui să fie. Ei trebuie să corespundă la trei criterii pe care le-a elaborat Consiliul Superior al Magistraturii. Judecătorul trebuie să acumuleze un punctaj cât mai înalt, în jur de 83 de puncte. 1. Să aibă calificativul foarte bine. 2. Și mai trebuie să aibă o vechime în funcție de 23 de ani. Bun, și mai mulți dintre judecătorii care și-au înaintat candidaturile pentru un post la Curtea Supremă de Justiție corespundeau acestor criterii, adică aveau punctaj 83, calificativul foarte bine și stagiul de 23 de ani. Dar știți că nu ei au fost votați de CSM, de Consiliul Superior al Magistraturii. Au trecut judecătorii cu cel mai jos punctaj, de 64 de puncte, nu 83, calificativul bine, nu foarte bine, și care avea o vechime de doar 12 ani și nu 23. Gândiți-vă la ce se întâmplă. CSM-ul ăsta a elaborat niște criterii, punctaj, calificativ, vechime, și tot CSM-ul este cel care încalcă aceste criterii. De ce? Pentru ca să-i facă judecători în CSJ, nu pe cei mai buni, ci pe cei mai slugarnici. Dar știți cum și-a motivat acest CSM, Consiliul Superior al Magistraturii, decizia? Prin gura lui Mihai Poalelungi au zis cam așa: noi nu i-am votat pe cei mai buni, dar pe cei mai răi, pentru că ăștia sunt agreați de partidele de la putere. Adică înțeleg că și PD-ul lui Plahotniuc, și PLD-ul lui Filat, și PLR-ul nu au nevoie de judecători buni și competenți, ci răi și incompetenți. Cere este că domnul Poalelungi recunoaște că politicienii le impun judecătorilor decizii, ceea ce este o încălcare gravă a Constituției, încălcare după care atât Poalelungi cât și întregul CSM, dar și politicienii care le-au cerut asta, ar trebui să-și dea grabnic demisia. Avocatul Andrei Năstase scrie în apelul său că modul în care au fost selectați recent trei magistrați pentru posturile vacante la Curtea Supremă de Justiție demonstrează dependența Consiliului Superior al Magistraturii față de politic și în special față de oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a ajuns să controleze instituțiile de drept din Moldova. Năstase menționează că aceștia au fost aleși la indicațiile șefului Curții Supreme de Justiție, Mihai Poalelungi, în urma unei înțelegeri cu fracțiunile parlamentare, fapt pentru care, într-un stat de drept, ar fi fost de mult pedepsit. Și acum revin la liceeni și la examenul BAC. Ce ar trebui să gândească liceenii văzând care judecători au fost promovați? Simplu, că nu are rost să înveți bine, pentru că sunt promovați nu cei buni, dar spurcăciunile care știu să slugărnicească bine pe cineva. Toate televiziunile din Moldova au arătat-o la știri pe fata care a susținut BAC-ul pe 10, Cătălina Puzur. Eu unul am fost așa de emoționat să o aud zicând că ea nu vrea să plece la studii în străinătate, vrea să învețe acasă și să facă ceva pentru Moldova. Acea Moldovă care astăzi nu are nevoie de profesioniști, ci de slugi. Peste 10 ani mă văd un arhitect aici, wow, în Moldova. Frumos! Poate pe un șantier, lucrând, analizând, verificând. Pe un șantier în Moldova sau prin Italia? Nu, în Moldova. În Moldova. Da. Mai pe scurt, dragă Cătălina, te rog să nu-ți pierzi curajul,
poate până îți faci tu studiile, până îți începi cariera în țara asta, vor ajunge în sfârșit să fie prețuiți cei mai buni și nu spurcăciunile slugarnice.